Salut! Sunt Andrei de la atelierul tău.ro, magazin online de scule și unelte electrice. Astăzi vă voi prezenta o unealtă profesională de la Makita, mașina de găurici înșurubat cu acumulator BDF 453SHE. Vine într-o valiză de plastic dur, foarte utilă pentru transport și depozitare. În setul de livrare veți găsi ca de obicei certificatul de garanție original de la Makita însoțit de hologramă, cărțile tehnice ale produsului în limba română, mașina de găurit și înșurubat BDF 453SHE. În setul de livrare standard sunt doi acumulatori identici de 18V litiu-ion. Un bit cu două capete pentru înșurubare. Și bineînțeles, pentru a putea încărca acumulatorii, încărcătorul rapid de la Makita DC18SD. BDF 453SHE este o mașină de găuriș înșurubat profesională. Vine cu mâner cauciucat, care asigură o prindere foarte bună în timpul utilizării. Are acumulator de 18V pe litiu-ion. Sunt doi acumulatori. Are funcționare stânga-dreapta plus blocare. Are două trepte de funcționare. Se poate alege din acest buton, treapta 1 și treapta 2. Treptele momentului de torsiune se aleg din acest inel. Sunt 16 trepte ale momentului de torsiune plus o treaptă utilizată doar pentru găurire. Mandrina este una rapidă, cu prindere cu bacuri. Urghiul se poate cupla cu mare ușurință. La schimbarea sensului către înainte și blocarea mandrinei, urghiul este, sau capul de înșurubare, este prins automat. Acum este cuplat. Pentru decuplare se schimbă sensul din butonul de sens, se ține mandrina blocată, iar capul de înșurubare este eliberat. Despre acumulatori, după cum am zis, sunt doi la număr, sunt acumulatori identici pe litiu-ion de 18V și 1,3 Ah. Pentru cât sunt pe litiu-ion, aceștia suportă și cicluri incomplete de încărcare și descărcare, astfel se pot utiliza și încărca atunci când se dorește, nu neapărat când acumulatorul este gol. Încărcătorul este unul rapid de la Makita, cu afișaj cu LED-uri luminoase. Codul încărcătorului este DC18SD. Este un încărcător general pentru acumulatori pe nichel metal hibrid și litiu-ion între 7,2 V și 18 V. Are două LED-uri luminoase, unul roșu și unul verde. Veți fi avertizați după cuplarea acumulatorului atunci când încărcătorul este la încărcat, când a depășit un prag critic de temperatură. În momentul încărcării, atunci când acumulatorul atinge aproximativ 80% din capacitate, când este încărcat complet, și va clipi simultan și roșu și verde în momentul în care există probleme pe acumulator. Aceasta este mașina de găurit și înșurubat cu acumulator de la Makita BDF 453SHE. Pentru detaliile tehnice complete și comenzi, vă așteptăm pe site-ul nostru atelierul tău.ro.